Hei, bună dimineața de aici, din Mahé, Seychelles. Astăzi mergem să vizităm Victoria. Dar înainte de asta, o să mergem să-mi închiriez un scooter. Astăzi vreau să închiriez un scooter. Și pentru asta va trebui să mergem în Victoria. Vom lua busul, autobuzul, va fi o experiență. Veți vedea și voi cum se circulă cu autobuzul aici. Și aici, în față, trebuie să fie stația de autobuz către Victoria. Am uitat să vă spun, 6 dimineața și cred că vine, asta este... Ajungem și în Victoria. Acum să vedem de aici cum ajungem mai departe. Hei, am luat un bus. De aici mai am de făcut 3 km și o să ajung exact la destinație de unde ar trebui să iau scooter. Haide să ne vedem acolo. Urmărim și cu GPS-ul. Aici spune GPS-ul, trebuie să luăm scooterul. Haideți să vedem, mergem cu GPS-ul în mână. Ia să vedem. You have reached your destination. Aici arată într-un fel, nu știu dacă se vede, dar arată într-un fel. Nu vine să cred. Clar paradis. Wow. Mi-ar plăcea să trăiesc aici. Și cred că am ajuns. Cred că aici în față este locație. Uitați aici. Cum arată? Cred că aici este locația.
asta. Cam ciudat. Hei, iată-mă înapoi în stația de autobuz. Schimbăm destinația. Vă explic eu pe drum de ce. Cum spuneam, am schimbat din nou planul. Haideți să vă spun de ce nu am reușit să închiriez scooter. Inițial eu mă înțelesesem să-i plătesc 25 de euro pe zi pentru 2 zile. Am stat o oră să-l aștept, iar când a ajuns, scuterul nu arăta foarte bine, dar nu ar fi fost asta o mare problemă, în urmă. Era funcțional, dar estetic arăta rău. Ideea e că el mi-a mai cerut 150 de euro depozit. Plus că inițial mi-a zis că vrea 30 de euro, în situația în care aici închiriez mașină cu 35-40 de euro. Și bineînțeles că nu am fost de acord și am decis să mă întorc în Victoria, să vizitez orașul și de aici să văd ce se mai poate vizita în împrejurii. Vreau să vă arăt aici în Victoria The Clock Tower. Este o copie fidelă a ceasului Big Ben din Londra. Este reprezentativ pentru orașul Victoria. Haideți să vedem cum arată. Ăsta este centrul orașului Victoria. Și nu arată deloc rău, e cochet. Arată ca un orășel de munte. Iar atmosfera este, dacă pot să compar, cu cea din Sinaia de la noi. Și iată că ajungem și la Clock Tower. Este ora 9. Nu știu dacă seamănă chiar cu Big Ben. Dar arată bine. Vă salut de aici, de la celebrul ceas din Victoria. Nu știu cât o să vedeți. Muzeul Național din Mahe, Victoria. Cam asta e orașul Victoria. Micuț și cochet.
am supermarket. Iar asta este piața de fructe și de pește. Condimente. O să iau și eu niște fructe, niște banane. Banane de gătit. Sunt roșiile lor. Fasole, castraveți, mango, banane normale. Oh, și am văzut ceva pește aici. Oh, chiar arată bine asta. Și credeți-mă că nu miroase ca în alte pieți de pește. Nu miroase atât de rău, vreau să zic. Am înțeles că și pot găti aici, la Legi. Am un restaurant unde te poți duce și ține în gheață, arată foarte bine. Au și de-asta mai mic. Ia uite ce frumos îl filetează. Super tare. Avem și struguri, portocale, mere, pere, de toate. Morcov, conopidă, lămâi, usturoi. What are this? What's the name of it? Cred că sunt un fel de castraveți. Eu spune că sunt buni pentru făcut salate. Banane din nou. Cred că o să-mi iau și niște banane de aici. Hai! Asta 25 de rupii de ale lor. Și pește uscat, dar în sare. Oh, foarte interesant. Cred că o să vin să-mi iau și eu. Niște coșulețe, avem și vinete aici, ceapă, usturoi, ghimbir. Flori artificiale. De toate. O să mai venim aici.